Dragii mei, pentru a patra oară, pe scena simfoniilor de toamnă în Suceava, vă spun bună seara și bine v-am regăsit. Ca în fiecare an, așa cum ne-am obișnuit deja, iată, vremea ține cu noi. Este o seară absolut senzațională și cineva acolo sus ne iubește, așa? De data aceasta, așa cum ați remarcat, concertul se derulează într-o locație diferită, o locație mult mai generoasă, pe care ne-am gândit o alegem astfel datorită faptului că vrem să oferim cât mai multor sucevei un dar pe care să-și amintească cu plăcere, de la an la an. Așa să vă întreb, dragii mei, câți dintre dumneavoastră au fost la edițiile anterioare ale simfoniilor de toamnă? Și o să vă rog până sus. Wow! Extraordinar! Cei care nu ați ridicat mâna, înseamnă că sunteți pentru prima oară împreună cu noi, de aceea vă rog să aplaudăm așa de bun venit! Doamnelor și domnilor, Simfonii de Toamnă, ediția a patra, este un proiect care a început ieri în Parcul Central al Sucevei și continuă astăzi, iată, în inima orașului nostru, și este darul Clubului Rotary Suceava-Bucovina pentru comunitatea locală, pentru dumneavoastră, un semn de recunoștință și apreciere pentru susținerea pe care ne-o acordați în toate proiectele pe care le derulăm an de an. Vă mulțumim frumos! Și anul acesta, 2015, ce s-au alăturat alături Clubului Rotary Suceava în calitate de parteneri, Clinica Explora, Baby Eyes, Calcarul, Aquarius, Prolisoc, producător al sucurilor Natura Sup și pensiunea Domeniul Cerbilor. Le mulțumim frumos! Organizarea și reușita acestui eveniment se datorează și promotorilor, Fan Courier, Service Motoare Nord, Marelui distribuitor al brandului Liter în România, General Construct, Defelcom, Expert Optic, Optică Medicală, Record Sound, Rom Peisaj, Aqua Carpatica, Harald Prod, Domeniile Sâmburești, mulțumim frumos, Party Show, Sunt, Librăriile Alexandria, pe care le-ați văzut prezente ieri în Parcul Central, în cazul în care ați trecut acolo, Restaurant Kramarstein, Florăria Queens, firma Ape Plus din Iași și, ca în fiecare an, Tipografia Mușatin. Mulțumim frumos! De asemenea, le mulțumim și partenerilor media care ne-au ajutat să comunicăm evenimentul către dumneavoastră. Mulțumim pentru promptitudine Radio Top 91, News Bucovina, Crai Nou, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava, Intermedia TV, Bucovina TV, TV Plus Suceava, Jupânu, Radio As și Viva FM. Și vouă, dragi prieteni, mulțumim frumos! De asemenea, mulțumim pentru vestimentație Miki, Cristina Nikita, magazinul de apartelul complexului Julius Mall și pentru partea de coafură și make-up Delia Negra. De asemenea, mulțumim primăriei și Consiliului Județean Suceava pentru susținerea pe care ne oferă an de an. Așadar, s-a bătut gongul pentru Simfonii de Toamnă, ediția 2005. Domnilor și domnilor, dragii mei, în aplauzele dumneavoastră generoase, pentru prima dată în Suceava, Filarmonica Națională Chișinău Sergei Lunchevici, în fața dumneavoastră, sub bagheta dirijorului, maestrului emerit, Mihaila Gachita. Vă doresc o seară de excepție!
Thank you.
Oh,
Oh!
Thank you.
Thank you.
atlete, la scrivere con la critica la Filarmonica Nazionale di Brescia oltre che in Kevich, mi arriva la partita. Felicità del maestro, felicità del Pietro, elettronica, il primo volta. Armonica Nazionale di Vicino, quando la Cidonio, per il primo dato la società per scena Sinfonia del Tuan, Domi, Cisca del Vecchio. Molto di più morti. Rosa di Pretrice Comunitata, che si è molto stare per l'uomo, hanno la cesta, proietto nostro. Tutti come alla torre di noi, prima di noi, fare le decine la memoria oltre, sono tutti, le otte le parti. Ci pare abbastanza del problema, sunt niște vingători, sunt niște veritabili luptători. Vom da un răzat în acest moment orchestrei, să se odinează puțin, iar dumneavoastră vă vom prezenta un film pe care l-am pregătit special pentru acest eveniment și vă încurajez ca pe parcursul filmului, fiecare dintre noi să încercăm să învățăm ceva. Pomitrau filmul, mulțumim frumos! În această seară am fost să vă spun o poveste de tristă, de viață, dacă vreți. O poveste adevărată de sărcumă nenorocire, poate de să fie în definitiv de snim, în doar câteva secunde. Este povestea lui Ciprian, un tânăr din municipiul lui Suceava, care la vârsta de 21 de ani a suferit un accident turbit. După lunii întregi de stat principale, a fost adus acasă, paralizat aproape complet, în micuțul apartament al mamei sale, situat la etajul 1 al unui bloc din centrul municipiului Suceava. Mama, Angela Bursuc, l-a crescut singură, după ce tatăl lui Ciprian a părăsit. Gravă bolnavia, diagnosticată de mai mulți ani cu o maladie necontrolabilă, femeia și-a văzut singurii copii, speranța vieții ei și așa chinuite, zăcând neputincios la pat. Ce poate de fi mai cumplit pe lumea pentru mamă decât să știe că nu poate să-și ajute de nimic fiul grav bolnav? Ce poate de fi mai îngrozitor pentru copil decât să fie acolo inepul de mama ta, să știi că suferă și să nu poți să-i duci și nici măcar o cană cu apă? Mai, la urmă, când s-a mă gândit mai tare, plângea noaptea sau să mă întoarce scale, pe la o oare și așa plângea noaptea, adică... În primăvara lui 2011, mama lui Ciprian s-a stins. În arhiva monitorului de Suceava, am găsit un filmuleț făcut în octombrie 2010. Angela Bursuc mergea la marginea patului fiului ei. Iar Ciprian încerca să o liniștească. Au trecut aproximativ 5 ani de la acel filmuleț, iar ultima dorință a mamei Ciprian nu s-a mai întâlnit. Să văd pe zâmbi, pe soamnă, pe zâmbi, 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 pe zâmbi. De la moartea mamei sale, Ciprian își reproșează încă pierderea cele mai dragi și înțelepte din viața lui. În cauza mea, eu am rămas mai rău. Au trecut 9 ani de la publicul accident.
La început, medicii nu dădeau șanse să-și mai revină. I-au spus chiar că nu va putea să-și miște nici mâinile. Și prea lăniță a luptat și eu și acum să-și miște brațele. Picioarele lăniță au rămas inerte. În cauza imobilizării la pat, a suferit de scare, lesiunea de piept, pe care a scăpat după o lungă suferință, abia în urma unei intervenții chirurgicale. Acum însă, tot din cauza imobilizării, Din când în când se mai uită peste singurele imagini video cu el înainte de accident, de la pachetul de absolvire a liceului. Recunoaște că de mai multe ori s-a întrebat de ce el, de ce tocmai el era Dumnezeu așa în față. Mulți poate ar fi studios și reivindicate, pe destin, pe cei de sus, care i-a ales această soartă chimică. Și totuși, Ciprian nu s-a deportat de biserică și a primit răspunsul la întrebarea care ne mărcina. La vârsta la care mulți tineri contabilizează fericirea în cifre, aventuri și vacanțe exotice, pentru Ciprian, fericirea are o cu totul altă definiție. Eu acum cineva e puțină să pare limitață. Îți dorește cel mai mult să se poată pune singur în coronțor și să încerce să fie cât mai independent. În cauza spațiilor însă, nu se poate ajuta singur din pat un căruț. Bogdan Pilar lucrează în cadrul unei asociații non-profite cu umanitar și din aproape zi de zi la Ciprian să facă cu el kinetoterapie. Ședințele sunt decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate, însă nu acoperă o lună întreagă, iar Ciprian ar avea nevoie chiar și de două astfel de ședințe pe zi. 300 de lei pe care îi primește de la stat și 400 de lei pensie de urmaș, prin care e mai bine de jumătate din bani merg cu medicamente, Ciprian nu oferă de să dea ședințe în plus de kinetoterapie. Ciprian ar putea să facă spații la sus doctorului și prin o intervenție chirurgicală, însă costurile sunt de ordine de milion de euro. Și totuși Ciprian nu încetează să lăseze. Povestea lui Ciprian, trisă, nedată, poate fi povestea oricui. Întregându-l din imagine de la pachetul de absolvire a liceului și cel care zace astăzi imobilizat la pat, este o diferență de doar câteva secunde, uneori și mai puțin. Povestea lui Ciprian nu se mai poate schimba, însă acum depinde de noi să facem diferența între zâmbete și lacrimi, între un final trist și un fericit. Mulțumim frumos! Alegem fericirea, dragii mei, așa? Ciprian Constantin este alături de noi. Bravo, Ciprian! Vă rog frumos să-l aplaudăm pe Ciprian. Este un lucrător, mulțumim, este un învingător felicitat. Bravo! Domnul Ciocă, ne-am făcut în această seară să dăruim împreună și dumneavoastră și noi. De aceea, pentru următoarele câteva minute, pe culoarul principal al acestui spațiu vor fi colegii noștri din organizații Rotaract și Interact, care au câteva urme. Puteți vizualiza, ei au ridicat acum urmele și mâinile în sus. Și pentru că spuneam că Rotaract reprezintă comunitatea și tărâmii în această seară, în situația în care dumneavoastră doriți să faceți o donație, cât de mică, pentru că orice donație contează, rugămintea noastră este să transferați cadoul dumneavoastră pentru Ciprian spre mijlocul scenei, spre mijlocul culoarului, în așa fel încât donația dumneavoastră să ajungă în urme și apoi la Ciprian.
Am înțeles colegii și prietenilor din Vătara și Iberat să mă mai gândiți odată mâine sus pentru a putea vedea exact unde sunt localizați. Sunt în tricouri, marea majoritatea lor. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos pentru gestul dumneavoastră! Bravo, Ciprian! Suntem alături de tine! Iată toată Suceava care este de seara asta alături de Sinfonie de Toamnă. Și la comunica de stat din Chișinău este alături de noi. Noi suntem alături de dumneavoastră, în timp ce dumneavoastră faceți un gest minunat și ajutați pe Ciprian. Eu vă voi povesti puțin despre proiectele cu care Rota din Suceava în Comina este alături de comunitatea locală. Vă rog frumos proiect Iagobi, mulțumesc frumos! Clubul Rotary derulează în fiecare an proiecte de amploare pentru comunitate. Un proiect emblematic este Dăruiește un zâmbet, care anul acesta va fi la ediția cu numărul 10. În toată această perioadă, peste 500 de copii defavorizați au fost ajutați și au primit întreaga mașinului un cadou frumos din partea voluntarilor și a membrilor clubului Rotary din Suceava cu Comina. Până acum, ajutorul dumneavoastră ca și voluntar și a membrilor clubului a reușit 80.000 de euro. Mulțumim frumos! Vă mulțumim de asemenea pentru susținere și vă așteptăm și la acest final de an, în luna decembrie, alături de Dăruiește un zâmbet, să le dăruim acestor copii șansa să se bucure de un Crăciun frumos. Un alt proiect, Sinfonie de Toamnă, a început în anul 2011. Va veni și proiecția cu Sinfonie de Toamnă. În 2011 am adus în fața dumneavoastră, la prima ediție, Filarmonica din Bogoșani. A fost o ediție care mi-a dat curaj și mesajele primite de la dumneavoastră ne-au impulsionat ca în anul 2012 să revenim în centrul Sucevei, pe scenă, în fața dumneavoastră, fiind invitată de data aceasta Opera Națională din Iași. Sunteți foarte mulți aici care ați fost la ediția anterioare, deci cu siguranță să vă aduceți aminte. În anul 2014, însă, pentru a doua oară, dar cu un program total diferit, a revenit pe scena Sinfoniilor, Filarmonica din Bogoșani, de data aceasta cu solistul Mirele Mare. Un alt proiect de excepție al grupului Rotary din Suceava cu Comina este intitulat Zilele Matei și Mie. Un proiect în zona culturală de data aceasta, pe care clubul Rotary îl derulează an de an. Dăruim în cadrul proiectului, în cadrul celor 3 zile, teatru, conferințe și numeroase proiecții. Proiectul se remarcă printr-un concurs natural, național de dramaturgie, care se intitulează Matei Vișine și care este an de an sub egida acestui eveniment. Dacă vă aduceți aminte de zilele Matei Vișine, ne bucurăm foarte mult să știți că îl vom continua. Alte proiecte de care aș dori să mă amintesc sunt Promenada Inimii, un proiect care se derulează toamna, deci urmează, în centrul Sucevei, Salvați inima unui copil, an de an, un copil cu probleme la inimă, este susținut de Rotary pentru o operație chirurgicală în străinătate, este un proiect anual, este un proiect global, și dacă ați contribuit și la acest proiect, din nou vă mulțumim. De asemenea, Rotary Suceava Bucovina oferă bursă pentru elevi și tineri talentați, în special în domeniile artei muzicale. De asemenea, aș vrea să amintesc și de sprijinul pe care îl oferim centrului Blaido în Suceava, un centru unde, din nou, vorbim despre luptători adevărați, sufletele care se bucură, așa cum pot, de fiecare rază de soare, de fiecare zâmbet pe care îl primesc. Dacă nu ați vizitat până acum centrul Blaido din Suceava, v-aș încuraja să o faceți. Veți pleca de acolo mult mai emoționați, mult mai altfel toate. Acestea sunt proiectele emblematice pe care am vrut să le amintim în această seară, în timp ce dumneavoastră susțineți operația pe care Ciprian Puntaru
probabil de tot în perioada următoare. Mulțumim frumos! Mă gândesc că aș să vă spun că alături de noi este colegul nostru, Daniel Tănase, care este guvernatorul districtului Otani, România, Republica Moldova 2241, care ne-a mulțumit foarte mult pentru susținerea proiectului Simfonie de Toamnă și dorim un an Otani de excepție. Mulțumim frumos, Daniel! Tot alături de noi este și Marta Maria Mocanu, past district governor Rotary România și Republica Moldova, care a fost alături de noi și uite de Suceava la fiecare ediție. Anul acesta chiar a fost un efort și mulțumim frumos că iată este aici și se bucură de emoții acestei țări. Și în ultimul rând aș vrea să vă spun că alături de noi este și Svetlana Bibol, care este membru Rotary Republica Moldova Chișinău, Svetlana Bibol, care este din anul 2003 managerul Filarmonicii Naționale Sergei Lunghevici din Chișinău, un om deosebit, artist emerit și care, iată, din 2003 face managementul Filarmonicii pe care și dumneavoastră și noi o vedem astăzi la Suceava pentru prima oară. Mulțumim frumos! Și pentru că totdeauna îmi place să spun că să-i dai cezarului ceea cezarului, vă las din nou în compania Filarmonicii sau din Tarpiștii, așadar din nou pe scenă de invit pe maestrul Daniela Rafica și soliștii. Mulțumim!
Thank you.
Solice Nerica și Filarmonicii Naționale Sergei Ghevici din Chișinău, mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, Simfonia de Toamnă 2015 nu ar fi fost posibile dacă partenerii noștri Clinica Explora, Pediais, Calcarul, Aquarius, Prolisoc, producător al sucurilor Natura Fruct și prevențiunea domeniului cerilor, n-ar fi fost și anul acesta alături de noi. Vă mulțumim frumos! Organizarea și reușita acestui eveniment se datorează în egală măsură și promotorilor noștri, Pancurier, Service Motoare Nord, Marelli, distribuitor al brandului Liter România, General Construct, Telecom, Expert Optico-Medicală, Record Sound, Drop Peisaj, Aqua Carpatica, Harald Prod, Domeniile Sâmburești, Party Show, Sucht, Librăriile Alexandria, Restaurant Rama Cuștaif, Lounge Suceava, Florăria Queens, Ave Plus din Iași și, bineînțeles, Tipografia Mușatini. Mulțumim și partenerilor media încă o dată, cu ajutorul cărora am comunicat acest eveniment, care sperăm că v-a plăcut către dumneavoastră, care de tot 91, din Bucovina, care nou, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava, Intermedia TV, Bucovina TV, TV Plus Suceava, Jucuiu, Radio AS și Viva FM. De asemenea, mulțumim pentru estate de invitație, Miki, Cristina Ghita și pentru partea de coafură și make-up, Delia Negrea. De asemenea, mulțumim pentru susținerea autorităților locale, Primăriei Suceava, Consiliului Județean, mulțumim organizațiilor Rotaract și Interact, organizații mai tinere ale Clubului Rotary. Mulțumim colegilor din Clubul Rotary pentru mobilizare și, nu în ultimul rând, vă mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră pentru emoția pe care ați transmis-o. Minunată aici, dar ați fi locul meu să le vedeți cum se vede, este realmente memorabil. Vă mulțumesc în numele Clubului Rotary Suceava și sperăm că această seară va rămâne pentru mult timp, sperăm până la anul, o amintire nu plăcută și unică. Doamnelor și domnilor, invit în scenă trupa de dansatori, trupa de soliști, ai Filarmonicii Naționale Sergei Ghevici în Chișinău, pentru prima dată în această țară la Suceava. Gata, no?